La noi e scump în momentul în care vrei să pornești motoarele. Pentru că foarte mulți din sfera de sim racing caută această conexiune. Dacă în alte arii de e-sports, jucătorul de e-sports își dorește doar acel lucru și ăla e scopul lui, să câștige meciul de counter sau orice altceva și propune el, în sfera de sim racing, mulți dintre cei care ajung să activeze aici sunt de fapt niște oameni al căror vis inițial a fost altul. A fost să fie piloți de circuit. Iar acolo mai punem niște zerouri și la toaleta de care ai zis tu și la absolut orice ca să organizezi un eveniment. Am venit din sfera asta a organizării evenimentelor reale. Acolo te oprești. În momentul în care noi în Sim Racing vrem să facem această corelație și prize pool-ul nostru efectiv nu sunt bani gheață pe care îi dai câștigătorului, ci niște experiențe de pilotaj pe care le agreem cu partenerii pe care îi căutăm fix în această sferă, ăla e Holy Grail-ul. Asta e ceea ce dorește omul și asta ar face să revină în competițiile noastre. Ei, acolo sunt costurile mari, dar sunt costuri pasate în general către parteneri care, na, până la urmă ei ne susțin aceste lucruri. Deci, pentru noi, costul mare, atâta timp cât noi nu am mers încă pe calea acestor evenimente fizice, de Doamne, să ajungem. Noi ne-am dezvoltat mult în perioada asta de pandemie, deci poate acum abia începe dezghețul și începem să ne gândim și noi la sumele astea și eu mă sperii. Deci, până acum, dacă te uiți unde s-au cheltuit mulți bani, s-au cheltuit pe Motorpark România în momentul în care cei pe care i-am premiat au avut ocazia să ruleze cu niște mașini la care, normal, nici nu visau când s-au apucat de sim racing într-un campionat gratuit în care nu investești, nu faci un MLM, punem toți bani ca să câștigi cel de sus. Și pedalele, da. Dincolo de asta.